Salutare, dragi prieteni! Bine v-am găsit pe canalul nostru! Astăzi o să vă prezentăm 50 de poze cu cele mai ciudate haine și cele mai strane încălțări văzute vreodată. Așa că așezați-vă cât mai comod, pregătiți-vă un ceai cu lămâie, stoarceți butonașul de like și să începem! Acest bunel are un baston superb, iată, el știe ce înseamnă să fii stilat. Moda nu are ani și chiar și pensionar să fii, poți fi super stilat. Sper că blana este artificială, cei de la protecția animalelor, dacă îl văd, îl bat pe stradă. Geanta asta e multifuncțională, în primul rând e geantă, în al doilea rând este pantof și dacă te atacă cineva pe stradă, tocul te salvează, 3 în 1. Și dacă te duci în ospeție, ce faci? Rămâi încălțat sau te dezbraci cu totul? Cred că acești pantaloni ghete sunt pentru ocazii speciale. Acesta este un cowboy adevărat. La temperaturi de plus 30 de grade, el poartă așa încălțăminte. Dar ce ați crezut, că o să poarte acele cizme de cowboy? Această doamnă cu costumul ei din dolar iubește banii, ba chiar îi adoră. Dacă cineva o va întreba vreodată, ție îți plac banii? Ea doar va arăta această poză sau îi va arăta costumul. Cred că îl poartă destul de des și oamenii nu mai întreabă nimic, e evident. Unii oameni au haine cu trupele preferate sau cu personaje din filme, iar altcineva are un hamburger pe spate. Pantofii cu toc nu au gen, pot fi purtați de bărbați sau de femei. El știe ce face. Știți, dacă bărbatul vrea ceva să facă, el face. Dacă el vrea să meargă pe tocuri după pâine, o va face. Producătorii de detergenți pentru haine încearcă să rezolve problema cum să faci ca hainele albe să rămână albe. Designerii fac așa tricouri, ca lumea să nu observe că ei au transpirat. După părerea noastră, se va observa și mai tare. Aceste cizme o să te ducă în eroare, pentru că tu nu știi, ele vin spre tine sau se duc. Dacă nu știi în ce să te îmbraci, pantaloni scurți sau pantaloni, îmbracă asta, nu știu cum îi zice. Pantalonii sunt făcuți să nu-ți fie frig, dar acestea la ce sunt bune? Ah, da, sunt stilați. Uneori și bărbații au dorința să poarte ștramp din dantelă să își evidențeze picioarele. Vreau să zic că îi stă foarte bine. Această geacă e soluția perfectă pentru cei care îngheață mereu. Oameni buni, vă las linkul în comentarii ca să nu mai înghețați. Orice femeie dorește ca în ziua nunții sale să arate perfect, de aceea unele aleg să se îmbrace într-o rochie cu portretul președintelui său cu aripi. Băiatul a venit din secolul XVI, e cavaler cumva? Dacă nu, de ce poartă armură în secolul XXI? Așa trebuie să fie sau fata are un mare noroc. Cred că aceasta este o parte din designul pantalonelor. Sper că ața să nu se rupă. Când voi vă duceți la magazin și vă îmbrăcați în haine obișnuite, alții se duc la magazin în cea mai stilată geacă, pufoasă și roz. Colierul acesta este unul viu, are un hamster ce umblă în jurul gâtului tău. Interesant, când îl cumperi, îți dă bonus și ceva de mâncare pentru drăgălășenia asta. Îmbrăcămintea ei deja nu mă mai uimește, dar geanta mă pune pe gânduri. Dacă o sună cineva, cum scoate de acolo telefonul? Geanta asta nu pare a fi comodă. Mai întâi te gândești că e Photoshop și după noi zicem că aceștia sunt doar colanți. Pentru a te evidenția și a demonstra că ești special, nu e neapărat să îmbraci pe tine mii de inele de la conserve sau doze de băuturi carbogazoase. Poate tipul le duce la reciclare așa. Nu înțeleg cum poți fi atât de serios când știi cum ești îmbrăcat sau el nu s-a uitat în oglindă. Pantalonii scurți deasupra sacoului arată foarte bine. Tipul cred că se duce la odihnă în țările calde, în Thailanda sau Maldive. El a decis să nu piardă timpul pe schimbatul hainelor și când va ajunge acolo își va da geaca jos și va sări direct în piscină. Sau pur și simplu îi este cald în pantaloni. Aceștia deja nu sunt pantaloni cu talie joasă. Spuneți-i cineva că i-a căzut pantalonii, dar mai are o pereche pe dedesubt. Metoda asta îmi provoacă dureri de cap, fiindcă nu înțeleg ce se întâmplă. Cu acest costum furi toate privirile de pe stradă, culorile sunt foarte aprinse. Aceste flori pe geaca de iarnă seamănă mai mult cu zăpada, de parcă femeia nu de mult a căzut cu fundul pe zăpadă și iată acum merge așa. Vine Crăciunul și nu știi ce să dăruiești celor dragi? Canalul Produse de pe AliExpress postează de 2 ori pe săptămână câte un video cu cele mai uimitoare produse de pe AliExpress, cum ar fi lentilele smart, costumul VR, șireturi ce se leagă singure sau ceasul ce îți ghicește emoțiile. Și aceste produse sunt doar o mică parte din toată gama ce se prezintă pe acest canal. Nu rata șansa să oferi celor dragi cele mai originale cadouri. Pentru asta, intră pe linkul din descriere. Și acești cercei cu canari domestici sunt multifuncționali, ai cercei neobișnuiți și poți asculta oricând muzică bună.
Uneori, designerii creează niște lucruri superbe, dar uneori fac astfel de lucruri. Rochea asta parcă a fost aruncată pe stradă și călcată în picioare. Dacă nu ai 545 de dolari pentru papuci de la Balenciaga, atunci poți oricând lua o cutie de la McDonald's și nimeni nu va observa diferența. Rochea asta te privește când treci pe alături. E cam ciudată. Dacă aș vedea așa o rochie pe stradă, mi-ar fi frică. Vă prezint pantalonii cu cea mai joasă talie, cei mai stilați și rari pantaloni. Dacă cineva știe de unde îi pot procura, lăsați linkul în comentarii. Băieții cowboy își schimbă des încălțămintea și au o mulțime de variante. Dacă vor să facă ceva sport, îmbracă acești Adidas și au fugit. De fapt, rozul e pentru bărbați. Îi stă bine, tipul e în pas cu moda. Pe timp de iarnă, cu toții trebuie să purtăm haine călduroase, ca de exemplu așa o haină de blană, iar cei de la protecția animalelor vor fi destul de agresivi și supărați. Dacă ai ciorapi fără perechi, fă-ți un pulover din ei. Important e ca ciorapii să fie curați. Dacă nu te poți decide ce pantalon vrei, strâng sau evantai, această pereche sunt perfect pentru cei indeciși. Bunicuța adoră girafele. E plăcut să vezi că oamenii îndrăgesc animalele. Sper că costumul nu e din girafa adevărată. De ce ai nevoie de bijuterii frumoase când doar poți să-ți agăți un chips cu relief? Toți porumbeii vor fi ai tăi. Dacă tu nu poți purta orice costum de baie, atunci măcar lasă picioarele să se bucure de un costum de baie frumos. Pantaloni scurți cu capul în jos sunt în vogă acum. Lăsați-mi și mie cineva magazinul online în comentarii de unde îi pot cumpăra. Cu acești papuci, tipul nu știe de îmbulzeală. Când merge pe stradă, nimeni nu se apropie de el. Sau dacă se apropie, o fac pentru poze. Pantofii de la Gucci sunt interesanți și foarte ciudați, parcă e pielea lui Chef Baca din Războiul Stelelor. Aș vrea ca răbdarea mea să fie ca acești pantaloni scurți, sper că tipului sau tipei îi este confortabil. De fapt, nu contează dacă ți este comod, important e să fii stilat. Acești pantaloni sunt foarte interesanți, cu ei poți să te duci și la o petrecere pentru că arată destul de elegant, dar poți să te duci și până la magazin după pâine. Această rochie de la Adidas este soluția perfectă când, după sală, trebuie să pleci la o petrecere. Interesant, asta a fost făcut intenționat ca cămașa să pară că are peste 30 de ani sau bărbatul a fost atacat de niște câini. Iar poza asta cu acești Adidas nu are nevoie de comentarii. Acest model seamănă cu scaunul meu pe care îmi pun toate hainele. Haideți să fim sinceri, cu toții avem un astfel de scaun. Moda desigur că e frumoasă, dar dacă ți-e frig, ea nu prea te încălzește. Acest om a găsit o soluție cum să nu îngheți în pantaloni rupți. Această geacă lungă e pentru oameni precis, ceva îmi spune că nu e chiar pentru oameni. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii vouă ce stil de haine vă place cel mai mult. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonajul de like. Pace tuturor, vă pupă la...